Bună, ne bucurăm să vă prezentăm azi Jeep Compass Plug-in Hybrid. Este un Limited de 190 de cai. Culoarea e o culoare mai specială, e verdele, acesta pe care noi îl așteptăm de ceva vreme. O să vă pun și codul în descriere. Foarte tare arată, de fapt, aproape ca și cum ar fi negru, dar e un verde foarte metalizat. Acum e decembrie și nu prea avem mult soare, avem ceață, dar încercăm să filmăm câteva mașini pentru voi. Special la mașina asta e faptul că are cameră 360, acolo vedeți camera din spate, logo de 4XE, jantele de Limited. Și aici sunt camerele din oglinzi. Da, și așa se arată acum și camera din față, ea este aici. Și cealaltă cameră din cealaltă oglindă, bineînțeles farul full LED fiind pachetul Limited. Și acum să deschidem un pic și partea de interior, să vedeți cum arată. Aici aveți rezervorul pentru benzină. Deschidem partea de portbagaj. Așa, bineînțeles, portbagaj electric. Mașina urmează să o spălăm un pic obelo și să o pregătim de livrare. Este a unui client de al nostru. Aici are key de reparație și spațiu de depozitare. O să închidem înapoi aici la compas butonul de închidere portbagaj sau de pe cheie, bineînțeles, majoritatea vor folosi cheia și am pus acolo și un încărcător. Aici e domestic, aici e și încărcătorul, stația, doamne, mufa pentru încărcare. Noi avem stațiile acelea cu Jeep, le vedeți acolo. Vă arătăm și partea din interior. Așa arată din spate compas 4XE. Hai să și decuplăm la client. Asta aici, cotiera, oba, să punem și dincolo, așa. Bineînțeles, ISOFIX, USB suplimentar aici în spate, și USB-A și USB-C, priză suplimentară de 12V și de 230V. Acum o să mergem în interior, bineînțeles, keyless go și celelalte opționale care sunt pe compas, gen asistență la un mort. Aici o să vedeți partea de hybrid electric e-safe, luminile și deschiderea de la rezervorul de benzină. Scaunele sunt parțial piele. Acest mijloc este un material foarte important, nu transpir vara și nu e rece iarna. Oricum mașina are kitul de iarnă. Pe ea, hai să vă arăt și partea de motor. Cum arată un 4XE 2022. Așa arată partea de motor. Așa, o să închidem. Faine logo-uri de Jeep cu albastru. Să mergem în interior, să ne uităm un pic să vedem ce mai are mașina pe partea de interior. Aici se vede că se deschide cu, să focalizăm un pic, așa, compas, hybrid ready. Băieți, au și pus mașina la încărcat, nu avem benzină, dar măcar avem curent, așa, engine running. Și aici partea de infotainment. Aici aveți butonul de max regen pentru cei care sunt interesați de el. Four-wheel drive low, asistență la coborâre, four-wheel drive lock. Și aici puteți selecta tipurile de sisteme de tracțiune. Acum, de exemplu, am pus pe snow și el a pornit motorul pe benzină. Acum, de exemplu, dacă punem în rock sau în sand mud, apă, scuze, a blocat partea de 4x4. Așa, traction control off și ne dă toate informațiile legate de sistemul de tracțiune. Hai să schimbăm și pe celelalte, să vedem, asta este snow, auto și sport. Să vedem, de exemplu, dacă punem în mud, în sand mud și cuplăm four-wheel drive low, to enter four-wheel drive low, shift to N. Așa, punem four-wheel drive low și a dezactivat partea de frânare automată, bineînțeles, doar ABS-ul funcționează în four-wheel drive low. Foarte interesant, să vedem, de exemplu, dacă se activează hill descent control-ul. Bine, acum noi nu coborăm nimic, dar vreau doar să vedem dacă merge, bineînțeles. Punem apoi în N, scoatem four-wheel drive low afară, four-wheel drive low afară și punem în auto. Gata, și motorul s-a și oprit, haideți să oprim și partea de muzică interioară. Volanul de la 4XE,
comenzile pentru display-ul central, comenzile pentru Bluetooth, Adaptive Cruise Control și în spate sunt comenzile pentru radio și pentru volum. Le puteți vedea aici. Climatizare dublă automată și display-ul cel mare cu toate informațiile legate de mașină. Bineînțeles, aici aveți încărcător wireless și mașinile astea toate au Apple CarPlay și Android Auto wireless. Hai să vedem și la partea de torpedo. Așa, aici ele vin cu un seculeț Jeep în care să-și pună clienții cartea de service, manualele etc. Și colegii mei o să facă o pregătire de livrare completă. Vreau să arăt un pic și ce înseamnă configurația mașinii. Deci asta este mașina, este un limite de 190 de cai, puteți face prin screen cei care vor. 4X, deci are Winterpack în plus, opțiunea Techno Green, blind spot monitoring, cameră video cu afișaj cu 360 și HM cu deschidere hands-free, bineînțeles, trebuie să vă arăt și asta. Așa, pachet de fumător și mașina asta costă cu rabla 42.000 de euro aproximativ. Fără rabla 47.000. Sunt niște bănuți. Aici aveți cheile de la 4X și o să vă arat imediat și partea de portbagaj, cotiera, care se poate deschide de aici și se poate și pune mai în față sau mai în spate. Acum o să oprim mașina, o să oprim bordul. Dacă vreți